Aceasta este noua cameră de supraveghere de la Reolink, care se numește Altas PT Ultra 4K. După cum se vede, are o formă ciudată, iar dacă ai pune mâna pe ea, ți-ai da seama că are și o anume greutate, pentru că are vreo 800-900 de grame. Iar forma aceasta ciudată se datorează faptului că are un banc de acumulatori de 20.000 de miliamperi. Acumulatori care se pot încărca fie de la un adaptor de priză USB de 5V. În cazul de față avem o conexiune de USB-C aici, iar aici un USB-A normal. În plus față de asta, camera bineînțeles detectează mișcare și urmărește subiectul, atât stânga-dreapta cât și sus-jos pentru 360 de grade. Iar aici se găsește senzorul camerei, unde se pot înregistra imagini cu rezoluție 4K. Iar aici este talpa camerei, aceasta se poate așeza pentru a fi conectată atât pe tavan cât și pe un perete folosind suportul care este unul metalic. Aia acesta se va prinde pe suportul perete sau tavan, iar apoi conexiunea între ele se face așa. Iar în această pungă o să găsim șuruburile de fixare, unul aici și unul aici. De asemenea, dacă se dorește o conexiune temporară, se poate folosi această chingă. Iar camera în sine, după cum se vede, are o antenă aici. Aici ascuns pe lângă portul de încărcare USB-C avem și butonul de pornit oprit. Iar dacă îndepărtăm și acest capac, avem un loc de card SD care poate să suporte până la 512 GB. În partea din fața a camerei putem să vedem senzorul camerei, LED-urile care sunt folosite pe timp de noapte. Aici avem senzorul pentru detectare mișcare, iar în partea de aici avem un speaker, pentru că avem bineînțeles acel two-way talk. Putem să folosim aplicația pentru a transmite mesaje, iar unul dintre acestea sunt microfonul, poate să capteze sunet. Când vine vorba de panoul solar, acesta l-am mai întâlnit și la alte modele, este similar. Putem să vedem că are un cablu USB care se poate conecta aici și are această formă cu O-ringuri, pentru că atunci când folosim această parte fără capacul de protecție antiumezeală, acesta se va potrivi perfect. Iar acest buton este deja antiumezeală. Mai departe, acesta este piciorul de montaj al panoului solar. Și panoul solar are o cutie cu accesorii, în care putem să găsim dibluri și șuruburi de prindere. Putem să găsim această talpă de montaj, dacă vrem să folosim o chingă. Și avem și acest burete care se potrivește aici pentru a face un contact mai ferm cu suprafețele pe care vrem să le prindem. Când vine vorba de pachetul de livrare, totul este pus foarte bine organizat și sigur într-o singură cutie. Odată ce deschidem cutia, putem să observăm în primul și în primul rând un plic, acesta albastru, în interiorul căruia găsim instrucțiunile de folosire și câțiva adezivi pentru montaj, acei ghidași de montaj. Mai apoi, în prima parte a cutiei găsim camera și acea cutie de accesorii, în interiorul căruia găsim și talpa de prindere a camerei. Iar apoi, dacă dăm la o parte spuma de protecție a camerei, în a doua parte a cutiei putem să găsim panoul solar împreună cu accesoriile acesteia de montaj. Pentru a putea sincroniza camera cu telefonul mobil, o să avem nevoie de aplicația Reolink, aplicație pe care o putem descărca din magazinul Play sau din App Store. În cazul meu, folosind un iPhone, o găsesc în App Store. Ea este deja instalată, însă dacă nu vrei să o cauți, aici în instrucțiuni ai acest cod QR cu ajutorul căruia poți să descarci aplicația. Odată ce am intrat în aplicație, pentru a adăuga o nouă cameră trebuie să apăsăm butonul plus și apoi ne va da să scanăm acest cod QR. Cod QR care îl găsim aici, în acest colț sau în interior. Bineînțeles, trebuie să și pornim camera pentru a putea face această instalare. Iar pentru a porni, ținem apăsat butonul ăsta până când auzim acest sunet. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR.
După cum se vede, conexiunea cu camera se face foarte rapid. Trebuie acum să setăm o parolă cu ajutorul căreia putem să facem dispozitivul transmisibil și către alți utilizatori. Iar acum aceasta a fost instalată. Iar în aplicație, după cum se vede, avem următoarele lucruri. Putem să facem streaming live, putem să dăm sunet sau să oprim sunetul, putem să captăm o imagine, putem să facem un clip. Putem să setăm tipul de imagine transmisă, adică dacă este fluentă sau cu o rezoluție mai mare în funcție de ce conexiune la internet vom avea. Putem să-i facem ecranul full screen. Iar apoi aici avem butoanele de folosire a camerei, putem să vorbim. Putem să comandăm camera să se rotească. Acum că am sincronizat camera cu internetul prin aplicația Reolink, am instalat-o temporar în acest loc, folosind kingile atât pentru cameră cât și pentru panoul solar. Și acum putem să vedem cum funcționează. Așadar, în primul și în primul rând, când detectează mișcare, vom primi o notificare, iar odată ce am primit notificarea, putem să accesăm camera. Automat va merge în modul de streaming live și observăm că motivul pentru care a depistat mișcare este că cineva a declanșat senzorul, iar apoi camera poate să capteze imagini în funcție de cât setăm noi în setări, ca și calup de imagine, 8 secunde, 10 secunde sau mai mult, și poate să capteze imagini și înainte să detecteze mișcarea. Și bineînțeles, aceste imagini vor fi salvate pe cardul SD pe care îl putem monta în cameră. În cazul de față nu este un card SD, însă după cum se vede am accesat butonul de înregistrare video, care acest video, odată ce am terminat să fac video, acesta va merge direct în memoria telefonului și deci se va salva acest video. Un alt aspect important este că această cameră urmărește subiectul atât stânga-dreapta cât și sus-jos. Iar pentru a face aceste setări, în primul și în primul rând trebuie să ne setăm un punct de referință al camerei, adică unde să se întoarcă aceasta după ce a urmărit un subiect, pentru că aceasta va sta pe subiect până când acesta va dispărea, iar apoi după 60 de secunde aceasta se va întoarce în punctul de referință. Odată ce am setat punctul de referință, apoi putem să mergem să ne setăm și această funcție de a urmări subiectul. În cazul în care nu o setăm, bineînțeles, va fi ca o cameră normală, care va capta imaginile doar în câmpul vizual al camerei fix, să spun așa. Iar în ceea ce privește această imagine, după cum v-ați dat seama, am postat exact imaginea care a captat-o atunci când am făcut live streaming-ul cu detecția mișcării. Vom observa că nu mai este în câmpul ei de viziune, de a detecta mișcare, și la un moment dat o să se întoarcă exact în punctul în care a fost setat ca și punct de referință și acolo camera va rămâne să poposească, iar în acel câmp de referință va putea detecta mișcare și apoi să urmărească subiectul. Acesta este punctul de referință, punctul la care camera se întoarce de fiecare dată după ce a urmărit un subiect. Iar aici avem câteva imagini pe timp de seară, unde la un moment dat vom vedea LED-urile că se aprind pentru a filma mai bine. Și odată cu acestea, informații în legătură cu acest subiect au luat sfârșit. Sperăm noi că vă vor fi utile. În descriere puteți să găsiți un link către site-ul producătorului, unde veți găsi mai multe detalii despre această cameră. Iar până data viitoare, când vă așteptăm poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!